Vacanțele la malul mării sunt ceva mai costisitoare și cu 10-20% față de anul trecut. Cel puțin așa arată prețurile afișate de hotelieri pe site-urile de specialitate. Operatorii din turism subliniază faptul că domeniul Horeca a fost cel mai grav afectat din cauza pandemiei de COVID-19. Restricțiile date de autorități au îngenunchiat industria ospitalității. Sunt ușoare creșteri de tarife între costurile vacanțelor 2021 pe litoral față de costul vacanțelor 2020. Anul trecut, știm cu toții, am avut doar o jumătate de sezon. A fost un an extrem de greu pentru hotelieri și pentru operatorii Horeca. Au trebuit ca ei să suporte costurile pentru toate echipamentele de siguranță și protecție, ceea ce se întâmplă și acum, de fapt, în acest sezon. Din acest motiv, tarifele suportă o ușoară creștere. De departe, cea mai căutată stațiune de pe litoral rămâne Mamaia, care în fiecare an a fost gazda sute de mii de turiști români și străini. Spre deosebire de anii anteriori, cei care au ajuns în această perioadă la mare au ales să se cazeze în oraș. Do you like Mamaia? Yeah, I like it a lot. Why? Yeah. Because it reminds me of my country, Portugal. And I really like it. It's pretty with all the sand and the buildings. Peste 50 de hoteluri din stațiunea Mamaia și 10 din sudul litoralului au anunțat că vor deschide la sfârșitul lunii. Hotelierii se confruntă cu o scădere drastică a cererilor, astfel că aceștia au venit cu oferte și garanții pentru clienți. Anul acesta am încercat ofertă de înscrieri timpurii, flexibil, cu plata unui avans de 30% din valoarea sejurului, iar restul valorii se va plăti cu 60 de zile înaintea sosirii turiștilor. Prețurile variază, începând cu 200 de lei pe camera dublă pe noapte cu mic dejun inclus și până la 400 de lei în vârful sezonului. Cererile nu sunt așa de mari. Ne mutăm în sudul litoralului. În Jupiter, de exemplu, pentru un sejur de 5 nopți la un hotel de 5 stele tipol inclusiv, o persoană trebuie să achite chiar și 3100 de lei, cu numai 100 de lei mai puțin decât în stațiunea Mamaia. În 2020, cea mai căutată stațiune de pe litoralul românesc a fost Mamaia, urmată de Eforie Nord, Neptun, Venus și Jupiter. Însă lipsa evenimentelor și a festivalurilor a schimbat criteriul de selecție al turiștilor. Marea, nisipul și calitatea serviciilor vând sejurul anul acesta. Nu va mai conta foarte mult că e stațiunea Mamaia sau că este stațiunea, nu știu, Jupiter, de exemplu, din moment ce nu avem voie, de fapt, să organizăm evenimente. Asta susțin și hotelierii, care sunt nemulțumiți de cererea scăzută. Spre exemplu, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică de pe plajă din Mamaia deschidea în trecut sezonul, la data de 1 mai.